Tinerii polițiști civici au oficializat recent funcția în incinta Inspectoratului de Poliție Drochea. Ceremonia de totalizare a proiectului pilot Tinerii în Acțiune Eu sunt polițist civic, dar tu a fost marcată pentru început prin clipul privit de participanți în care și-au revizuit activitatea, urmată de concluziile finale și înmânarea certificatelor. De asemenea, din partea Consiliului Raional, în semn de admirație, vicepreședintele Raionului Drochea a oferit tinerilor diplome de mulțumire. Un punct important, afirmă el, în acest proiect a fost orientarea profesională. Am văzut că într-adevăr este un proiect care merită să aibă continuitate și desigur că Consiliul Raional Drochia va fi un partener de încredere în implementarea de mai departe acestui proiect. Am văzut punctele tari, am văzut punctele slabe, ca și la șuvoși care început de cale, dar totuși este binevenit pentru comunitățile noastre și pentru tinerii noștri. Pentru comunități este binevenit în faptul, reieșind din faptul că o să fie cât de cât ținută la control cu ajutorul polițiștilor de sector și a polițiștilor civici ordinea publică, iar pentru tineri este binevenit fiindcă am văzut și un alt aspect, anume orientarea profesională. Și ne dorim noi sau nu ne dorim, dar reieșind în rezultatul acestui proiect, implementarea acestui proiect, de acum am văzut și 4 participanți din cadrul proiectului care pe viitor o să încerce să îmbrățișeze profesia de polițist. Inspectoratul de Poliție Drochia și-a completat familia cu 28 de adolescenți ambițioși, iar cu această ocazie reprezentanții inspectoratului care sunt în căutare de noi cadre vin cu un îndemn către cetățenii noștri. Cu brațele deschise în familia noastră a inspectoratului am primit încă 28 de polițiști bravi, voluntari, care vor fi alături de noi permanent. Aș vrea astăzi încă un mesaj pentru cetățenii Raionului Drochia. Poliția Raionului Drochia cu brațele deschise așteaptă noi cadre în cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia. Noi, cei care vreau să se angajeze, cu mare plăcere îi invităm la noi în ospeție și în cadrul familiei noastre. Drumul polițiștilor civici nu s-a încheiat aici. Ei urmează în continuare să mențină ordinea publică atât în localitate cât și în raionul lor, alături de polițiștii de sector. După cum spune orice sfârșit, este un nou început. Sperăm că acești copii, acești colegi noștri polițiști civici o să menține și în continuare dorința, inițiativa, încrederea în sine și o să fie acei cetățeni, acele persoane în societate care o să promoveze ideile noi, o să promoveze ideile bune și o să fie formatori de opinie și o să fie lideri de opinie în societate, în clasă, în mediu unde o să afle. La evenimentul totalizării proiectului Eu sunt polițist civic, dar tu, care s-a desfășurat în incinta Inspectoratului de Poliție Drochea, au fost prezenți polițiștii civici, reprezentanții Inspectoratului General de Poliție, administrațiile publice locale, Consiliului Raional, Direcției Educației, cât și Asociația Obștească Satelit în persoana Verei Bulgaru, de unde a și pornit ideea proiectului de implicare activă a tinerilor în asigurarea ordinii publice a comunităților.